Programele televiziunii Patriarhiei Române sunt urmărite de mulți dintre cei care s-au stabilit din diferite motive în afara granițelor țării. Acest lucru a făcut ca în grila Trinitas TV să se regăsească mai ales în ultimii ani emisiuni și programe speciale dedicate publicului român din diaspora. În acest demers, televiziunea a beneficiat și de sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. În acest an 2021, anul omagial consacrat pastorației românilor din afara granițelor țării, televiziunea Patriarhiei Române s-a concentrat pe promovarea activităților și a proiectelor care au în vedere comunitățile românești. O atenție deosebită s-a acordat în acest sens comunităților istorice din apropierea granițelor țării, dar și persoanelor care trăiesc departe de casă, în ceea ce numim generic astăzi diaspora. Nu de puține ori, la mii de kilometri depărtare de locurile natale. Trinta TV a avut o colaborare foarte bună cu Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Români de pretutindeni, anul trecut în 2020, colaborarea care continuă și anul acesta prin intermediul proiectului Purtătorii de Neam. Beneficiile unui astfel de proiect au implicații pe termen lung. Păstrarea, afirmarea și dezvoltarea identității culturale, lingvistice și spirituale a românilor din afara granițelor. Constituie elemente esențiale pentru unitatea de neam. Într-o lume globalizată, multiculturală, considerăm că astfel de proiecte pot contribui la cunoașterea mai amplă a propriilor rădăcini. Vorbim așadar despre reportaje cu modele de bune practici din diaspora, interviuri cu personalități. Dar și oameni simpli, practic un mozaic al realităților cotidiene. Prin intermediul materialelor realizate și difuzate sub egida purtătorii de neam, ne dorim așadar să consolidăm sentimentul de apartenență al românilor, indiferent unde își au rezidența, și în același timp să recreem punți de cunoaștere între cei care au plecat din țară și cei care continuă să trăiască între granițele ei. Emisiunile și programele vor fi mediatizate în cadrul jurnalelor de știri Trinitas TV pe platformele online ale televiziunii, precum și prin intermediul celorlalte componente ale centrului de presă Bazilica. În aceeași măsură, paginile online ale eparhiilor din diaspora vor putea prelua producțiile realizate în cadrul proiectului Purtătorii de neam.